Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut în prima zi a anului astrologic, pe 21 martie, ești o persoană plină de energie ce se distinge prin atitudinea dedicată și executivă față de muncă. Ai o mare încredere în tine și o dorință incredibilă de a fi mereu prima. Ești întotdeauna ocupată cu ceva, pentru că îți place să fii acolo unde viața este în plină desfășurare. Uneori dezvolți o astfel de viteză încât poate fi foarte dificil pentru ceilalți să țină pasul cu tine. Ai o dispoziție deschisă, ești liberă și sociabilă și nu există motive mercenare în spatele prieteniei tale, iar din acest motiv ești exact opusul vârstătorului născut pe 7 februarie. 21 martie este ziua cardinală a anului, marcând în mod tradițional sfârșitul iernii și echinocțiul de primăvară în timpul căruia ziua este egală cu noaptea. Caracteristica acestei zile poate fi considerată primatul, primordialitatea. Ca și cum ai moșteni aceste calități naturale, tu ești mai deschisă și mai rectilinie decât complexă sau prea sensibilă, tu întâlnești adesea neînțelegeri din partea celor din jurul tău care te consideră incapabilă și că nu dorești să te încadreze în modelele sociale existente. Acest lucru se datorează faptului că tu trești în conformitate cu propriile tale principii, în acord de total cu tine însăți, și această atitudine față de viață se extinde chiar și la cele mai mici detalii. Deși poți să fi câștigat reputația visătoarelor, ești puternic practică, depășești înclinațiile fanteziste, a talentul de organizator a diferitelor tipuri de structuri, dar din anumite motive, Intențiile tale nu sunt incorporate în forma inițial planificată. Aceste structuri, în special cele create în sfera relațiilor sociale, se destramă în mod inevitabil, din fericire nu fără urmă. Semnul tău zodiacal aparține constelației Berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: inflexibilitate, autosuficiență, energie. Berbecul cel mai luminos este cel care s-a născut chiar la debutul primăverii. Ești controlată de războinicul Marte și acest lucru se manifestă în toate sferele vieții. Ai o capacitate de lucru înflăcărată și sexualitate aproape agresivă. Desigur, aici este îngropată rădăcina răului, trebuie să înveți să-ți restrângi impulsurile decisive și să înmoi perseverența excesivă ai tendința să te confrunți, dar ești de asemenea capabilă să te scufunzi în calmul de gheață. Dorința, curajul și vigoarea s-au topit și amestecat în tine, rezultând o înclinație spre vanitate, nerăbdare și îndrăzneală. Eficientă și persistentă, vei putea să faci față pasiunilor tale amețitoare și să ajungi la o pace armonioasă în spirit. Perseverența și conducerea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, cealaltă față a monedei, temperamentul fierbinte, agresivitatea și uneori pasiunea excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot te dăuna foarte mult. Este mai bine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru viața activă, precum și dorința de a concura. Această planetă este favorabilă pentru profesori, actori, lucrători în domeniul sănătății, politicieni. Planeta ta în exil este Venus lui Venus îi poți mulțumi pentru lipsa de maniere și lipsa harului. Ești energică și activă, un adorator autentic al muncii tale, devenind adesea orcaholică. În același timp, te grăbești înainte, ca și cum te-ai simți mereu ca un participant în curse, ai o dorință puternică de a atinge un obiectiv mai întâi și cât mai repede posibil și această dorință este întărită de o credință profundă în puterile și capacitățile tale. Tu nu stai niciodată pe loc, așa că ești întotdeauna învăltoarea lucrurilor sau copleșită de muncă. Este dificil pentru alții să urmeze o persoană atât de energică, care are o mașină cu mișcare perpetuă ascunsă undeva în sufletul său. Tu ești foarte deschisă și sociabilă, comunicând, nu urmărește niciodată obiective duble. Ești interesată de comunicarea în sine și nu de cunoștințele necesare. De regulă, nu ești agresivă și rare ori ajungi la furie, deoarece preferi să nu comunici cu cei care nu te înțeleg. Extrem de încrezătoare în sine, consideri că ceilalți sunt tipuri pasive. Poate că acest lucru se datorează convingerii ferme că comportamentul tău nu este negociabil. Tu gândești ceva de genul, dacă nu ești mulțumită de mine? Ei bine, acest lucru nu este un motiv de durere. Pentru tine aspectele fizice și estetice ale vieții sunt la fel de importante. De exemplu, tu găsești un echilibru rezonabil în dans sau în alte forme de mișcare grațioase. Poți fi surprinzător de tăcută sperând că alții vor putea ghici cursul gândurilor tale fără explicații. Fiind un lider nativ, îți permiți să îți exprimi dorințele cu o tăcere elocventă sau cu un minim de cuvinte. Ai o natură curajoasă, în mod invariabil apuce o armă atunci când simți nevoia de a-ți apăra crezul. Deși dai adesea impresia de imparțialitate și indiferență față de ceea ce se întâmplă, furia ta odată apărută poate fi teribilă. Ecourile copilăriei sunt ușor de ghicit în acțiunile tale. Deci, dacă în tinerețe ai suferit sau te-ai simțit respinsă, devenind părinte, dai tot ce ai mai bun copiilor tăi. Pentru tine este foarte important să eliberezi energia ta internă. Acest lucru se poate manifesta prin aderarea la religie și prin devotamentul față de una sau altă idee și prin abordarea misticismului și a magiei. Cu toate acestea, dacă încerci să urci la înălțimi transcendentale în conștiința ta ar trebui să fii atentă la utilizarea diferitelor tipuri de medicamente sau stimulente, deoarece aurate este una dintre cele mai curate. Este foarte important ca tu să-ți realizezi formele neobișnuite, chiar excentrice de exprimare de sine, fără nicio interferență din afară. În cel mai rău caz ești relativ inofensivă pentru ceilalți, în cel mai bun caz. Devii o sursă de inspirație pentru alții. Nu ești similară cu alți nativi din Berbec având astfel de calități, noblețe, pasiune, forță. Ești o femeie puternică, autoritară și activă, trăind de nevoia constantă de a fi independentă. Prin natura te ești optimistă, generoasă și risipitoare, preferi darurile nepractice emoțiile sunt mai importante pentru tine decât bunurile materiale. Idealistă, cu înclinații filozofice, spune adesea ce crezi fără să te temi de a ofensa interlocutorul. Cum afectează data de 21 martie soarta ta? Te-ai născut cu o soartă neobișnuită. Ești înzestrat cu abilități unice, în caracterul tău există trăsături luminoase. Viața îți aduce suișuri și coborâșuri. Îți poți schimba adesea interesele și sfera de activitate. Ești persistentă în atingerea obiectivelor tale, gândești în afara limitelor, înveți cu ușurință. Ești genul de persoană care atragi norocul. În același timp, există trăsături negative în caracterul tău, ceea ce duce la pierderea realizărilor. Printre acestea se numără nerăbdare, temperament fierbinte, ambiție tu vei face tot posibilul pentru a atinge dorința, dar poți pierde rapid ceea ce ai realizat din cauza iritabilității și a dorinței tale față de mărunțișuri. Pentru a evita pierderile din viața ta, trebuie să atingi armonie, să înveți să-ți controlezi emoțiile. Tu ai un număr imens de idei originale, multe dintre ele putând fi aduse la viață. Ești bucuroasă să înveți ceva nou. Tu nu ești dispusă să faci compromisuri. Aceste calități se datorează faptului că te-ai născut în ziua echinocțiului de primăvară. Ești înzestrată cu creativitate ridicată. Aura ta este pură ca o lacrimă. Ești deschisă, nu tolerezi minciuna, așa că sunt mulți care nu te plac. Nu îți place să asculți dar vrei să fii ascultată? Din cauza asta poți fi singură. Datorită ideilor tale fantastice te poți îmbogăți. Te-ai născut ca lider? poți conduce cu ușurință oameni împreună pentru a-ți implementa proiectele, dar grupurile de lucru create de tine se destramă rapid, îți pierzi interesul pentru ei, nu poți găsi un compromis cu partenerii, tu nu poți avea decât punctul tău de vedere, ești încrezătoare în sine și în principiile la care aderi, din acest motiv poți fi iritabilă. Tu nu tolerezi critica și discutarea pe problemele lansate de tine? le oprești imediat cu metode radicale. Ești cu adevărat generoasă. Poți muta munții din loc pentru cei pe care îi iubești. Evenimentele pe care le-a experimentat în copilărie au un impact enorm asupra ta. După maturizare, vei încerca să retrăiești ceea ce a fost cu tine cândva. Dacă nu ai avut ceva când ai fost mică, cu siguranță vei lua dragoste și compatibilitate. Ești pasională și romantică. Te îndrăgostești ușor și la fel de ușor îți lași partenerii. Relațiile pe termen lung te interesează până vor fi epuizate și vor deveni plictisitoare și monotone. Dacă ești dezamăgită, vei trata cu cruzime iubitul tău, vei pleca fără o privire înapoi, îți apreciezi libertatea și încerci să-ți subordonezi partenerul. În viața de familie ești lider. Sexul este de asemenea important pentru tine dar ai propriile cerințe speciale pentru știința pasiunii delicate. Este tocmai sensibilitatea pe care nu o tolerezi, preferând o pasiune animalică ușor grosieră. Ți se va potrivi un bărbat de temperament similar, cu siguranță o persoană colerică care nu-ți va restrânge libertatea sau nu va încerca să-ți interzică ceva. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai cu alte semne de foc. Leu și săgetător, cu aceștia poți crea o pereche excelentă, în care înțelegerea reciprocă va fi la un nivel înalt, deși în orice combinație a acestor cupluri ambii vor trebui să-și restrângă pasiunea, astfel încât familia să se dezvolte pe picior de egalitate. O uniune bună și chiar promițătoare poate să fie cuvărsător, balanță și gemeni. Semnele aerului nu vor permite focului să se stingă sau cărbunilor să se răcească, dar trebuie să ai grijă ca focul să nu se transforme într-o flacără imensă. Nu ești compatibilă cu peștii, capricornul, racul, fecioara, balanța și scorpionul, unii dintre ei nu te înțeleg deloc, iar cu tine nu vor găsi un limbaj comun, deși totul este posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, data nașterii, poziția planetelor precum și ursitoarele te au lăsat cât mai simplă și mai naturală posibil. Nu îți plac chestiile și experiențele complicate și de neînțeles, deși cunoști pasiuni puternice, fără nuanțe. Tu iubești să spargi stereotipurile și ai suficientă energie și dorință pentru scop. Tu nu faci niciodată ceea ce este neplăcut pentru tine, prezentând astfel armonia acestei lumi, nu-ți trădezi niciodată principiile. Nu ești adversar a fanteziilor, dar ești practică și realistă. Ai aptitudini organizatorice excelente, deși planul tău inițial este de obicei foarte diferit de ceea ce realizezi în practică. Tu încerci să comunici doar cu oameni cu minte asemănătoare. Prin urmare, Agresivitatea și furia nu sunt de folos, ești destul de liniștită. Ești încrezătoare în sine și ai tendința de a gândi că majoritatea oamenilor din jur sunt slabi și tu ești puternică. Tu îți permiți multe lucruri pe care ceilalți oameni nu ar îndrăzni să și le permită și nu consideri că cineva te condamnă. Adesea, prefer să rămâi tăcută și să nu-ți explici gândurile, în timp ce certele patia de la alții. Chiar ocupând de locul unui lider, nu îți răspândești întotdeauna gândurile, preferând să rămâi concisă sau să faci acțiunile locvente în loc de cuvinte. Îți poți forma o carieră în cadrul societăților religioase, prin practici magice, ezoterice, deși ești atrasă de politică, sănătate și boli, ai o stare bună de sănătate. Este necesar să găsești timp pentru a fi câteodată singură. Te simți foarte bine singură, este bine pentru tine, contribuind de la sănătatea fizică și psihică. Dacă te îmbolnăvești, vei încerca repede să te vindeci, să te îngrijești de tine însă îți Nu îți plac dificultățile, prin urmare alegi dietele cele mai simple. Mâncăruri exotice cu nuanțe de gust ușoare, evidentă nu sunt pentru tine. Prefer alimente simple și sănătoase din cele mai naturale și proaspete produse, pui accentă deosebit pe calitatea preparării mâncărurilor. În ceea ce privește activitatea fizică, nu ai nicio restricție. Destinul și norocul, ai o mare putere, abilități originale, ești intenționată, cu persistență de invidiat mergi spre obiectivele tale și nu te vei liniști până când nu-ți vei da seama că vei obține rezultatele dorite. Tu ai o părere înaltă despre tine însăți, dar temperamentul înflăcărat și ambițiile mari te împiedică. Explicarea necorespunzătoare a emoțiilor alungă uneori oamenii necesari de lângă tine, împiedică progresul. Fii tacticoasă și calmă și totul ar putea fi mult mai bine. Dacă îți vei putea schimba caracterul, Ești capabilă să atingi înălțimi mari și o poziție excelentă în societate. La asta te vor ajuta talentele, cunoștințele, norocul, sfaturi pentru tine. Prefer să rezolvi problemele cu ajutorul forței și amenințărilor brute. Rară ori te superi, de obicei te controlezi, dar dacă te înfuriești cu adevărat o priveliște terifiantă. Traumele psihologice suferite în copilărie sau în tinerețe determină întreaga ta viață sau comportamentul tău. În interiorul tău se pare că arde un fel de incendiu incomprehensibil, care te împinge spre pasiune, misticism sau religie. Ar trebui să-ți implementezi hobby sau ideile neobișnuite pe cont propriu, fără ajutor din afară. Ești capabilă să devii o muză inspirată pentru alții. Ce cadouri ți se potrivesc, ești ca un copil care se bucură de orice dar, pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta, dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară, simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot te depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să-ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment? Nu accepti daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin? util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepti un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manichiură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.